Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Trăim vremuri speciale, așa că facem lucruri speciale în aceste zile. Stăm cu copiii noștri acasă mai mult decât oricând. Ne ducem în casa familiei Dumitrescu să vedem șef Florin Dumitrescu cum petrece în aceste zile și să ne dea niște idei despre ce facem în bucătărie cu copiii noștri. Bună ziua, Florin! Bună, Mirela! Iartă-mă că te deranjez! Iartă-mă da, că te inoportunez! Sunt foarte ocupat, am multe lucruri de făcut și Cu mâinile în aluat. Da, sunt cu mâinile în aluat, spălat pe mâini înainte. Dă-ne niște idei, ajută-ne un pic, pentru că zilele astea stăm cu copiii pe acasă și ne-ar prinde tare bine să vedem cum să transformăm bucătăria într-un loc simpatic. Eu, din punctul meu de vedere, în momentele astea, cred că este cel mai potrivit să învățăm și copiii să gătească. Adică, mai ales că sunt mulți dintre noi care au multe conserve. Deja, nu știu, mazăre e gata fiartă, fasole e gata fiartă. Știi? Lucrurile se simplifică puțin. Mai umblă niște glume despre cantitatea de făină, știi, cu hai să facem clătite. Putem să facem clătite, putem să facem foarte multe lucruri și să implicăm și copiii în toată povestea asta ca o activitate de familie, pentru că până la urmă dacă tot suntem închiși în casă și dacă tot nu putem să facem multe lucruri, de ce să ne și distrăm în bucătărie de data asta? Zic. Ce am putea să facem? Uite, de exemplu, salată băf? De exemplu. Eu nu știu altceva. Vezi salată băf? La salata băf deja sunt multe ingrediente pe care le-ai gata făcute în conserve. Așa. Păi aici e o problemă, fii atent. Deci dacă stai să ne gândim cum să organizăm o bucătărie în caz de, sau alimentele în caz de catastrofă. Acum suntem la un pas de, nu e chiar o catastrofă, suntem la un pas de catastrofă, adică încă mai putem să ieșim. Salata de băf este cea mai potrivită dintre toate. Adică niște cartofi în pifniță poți să găsești, niște morcovi, poți să lași la păstrare. În România, oricum, salata de băf nu se face cu băf. E doar salata la rup. Nu? Mazărea o avem la borcan. Mazărea o ai la borcan. Castraveții, tot i-am murat încă din toamnă. Exact. La borcan. Acum, că tai o găină din balcon sau că o cumperi gata. Și că e destul de la îndemână o salată de băf. Într-adevăr, ai dreptate. Și maioneza poate să fie la borcan. Iar copiii pot să taie morcovii și cartoful fără să folosească ceva foarte ascuțit. Exact, pentru că este deja fiert. Și pe lângă asta, eu cred că cea mai bună soluție în momentul de față cu gătitul în familie și să implici copiii, cred că cea mai bună soluție este chiar aluat. Adică hai să învățăm să facem pâine, hai să învățăm să frământăm, hai să învățăm să facem chestii din astea pe care oricum înainte nu aveam timp. Putem să așteptăm un aluat să dospească 6 ore, să-l coacem. Știi? Adică, cred că copiii ar trebui învățați în momentul de față. Eu cel puțin asta fac. Încerc să le învăț bazele bucătăriei de bază. Adică pâinea, o ciorbă, știi? Kitul de supraviețuire. Exact, kit de supraviețuire în bucătărie. În bucătărie. Mulțumesc. Exact. Florin, îți dau ocazia și te rog în același timp să transmiți un mesaj tuturor părinților care ne ascultă în acest moment. Cel mai bun exemplu pentru a păstra copiii departe de panica generală care se formează în rândul familiei este cel mai filmul senzațional La vita e bella. Încercați să vă transformați panica pe care voi simțiți, teama și frica, într-o joacă pentru copii. Și poate și nouă să ni se pare că este mai simplu de trecut aceste momente dificile. Copiii nu trebuie să simtă nimic. Hai să ne jucăm cu ei. Mulțumesc, Florin Dumitrescu, te pupăm și abia așteptăm să ne gătești ceva și să putem veni la tine la masă de adevăratele. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.